Planul Național Strategic chiar poate reprezenta o șansă pentru ca agricultura și fermierii, pe lângă noi, consumatorii, să privim viitorul un pic mai optimiști. Poate așa alimentele nu vor mai fi atât de scumpe, iar agricultorii nu vor mai munci pe datorie. Lista cu beneficii poate continua. Sigur, la cât suntem depățiți și la câte planuri creative ne-au fost prezentate, nu credem în PNS până când măsurile nu se vor implementa per se. Florentin Bercu, director executiv al Uniunii de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, a prezentat detalii despre o parte din prevederile acestei inițiative de salvare într-un interviu realizat de către Cătălin Lența. Am atras atenția că s-a pus foarte mult accent pe partea de integrare a producției, producătorilor și fermierilor, și în cele din urmă n-au rămas în fișa pentru procesare doar formele de asociere cu rolul economic și au fost adăugați și celelalte categorii de beneficiari. Adică ce să înțelegem din acest lucru? Că nu păreți, nu știu, mulțumit, s-a extins prea mult această arie de beneficiari. La ce folosește sau ce strică? În propunerea primită anterior, pentru că formele de asociere cu rol economic, respectiv cooperativele și grupurile de producători, nu mai sunt eligibile nici pe măsura de achiziții, ca sectorul vegetal de altfel. Deci sectorul vegetal nu mai beneficiază de achiziții utilaje decât pentru categoriile de tineri și noi fermieri, într-o limită de 250.000 de euro, dar și alte aspecte, celelalte investiții unde cooperativele erau eligibile și în prezent nu mai sunt. Ele au rămas eligibile doar la partea de sisteme de irigații și la partea de procesare și schema de ajutor de stat pe BER, de valoare adăugată, bineînțeles cu cofinanțare de 65% pe ambele dintre ele. Și inclusiv la grupuri de producători sunt eligibile. Dar pe ansamblu au fost foarte multe discuții lungi, de foarte multe ore, au fost și condițiile pandemice care n-au permis să ne vedem, a fost și foarte greu să ne întâlnim pentru că la aceste întâlniri participăm în jur de 100 de persoane și atunci n-ar fost chiar ușor. Dar s-a muncit mult, încă se mai muncește, sperăm să se mențină aceste idei care s-au lansat aici, pentru că chiar dacă a fost nevoie să facem mici compromisuri, poate de către fiecare dintre organizații, dar a fost asigurați că vom lucra la următoarele documente și susțin ceea ce și colegii au cerut, ca imediat ce e lansat în consultare publică, deja să începem întâlnirile pentru ghidurile consultative, să dăm drumul la alte grupuri de lucru pentru a putea pregăti și avea un draft de măsuri pe care intenționăm să fie făcute, dezbătute din timp și să nu mai fim în situația de a fi transmise cu o zi maxim două înainte și să nu avem timp să le analizăm așa cum trebuie sau să primim un feedback din partea fermierilor.